venit! Astăzi voi prezenta o rețetă din cartea mea de bucate, rețete vegane fără foc. Rețeta se numește tort de ciocolată și mente, pe care îl puteți găsi, cred că, la pagina 49. Să vă prezint ingredientele. Vom avea nevoie de 3-4 linguri de cacao sau carob, în jur la 3-4 picături sau 5 sau 6, depinde cât de intens doriți gustul, de esență de mentă sau peppermint. Și am folosit această esență, o esență specială alimentară. Nu toate esențele cumpărate de la magazinele naturiste sunt și alimentare, aveți mare grijă. Mai departe, în jur la o cană de caju, care l-am înmuiat în prealabil în jur la jumătate de oră, un vârf de cuțit de sare și 3-4 linguri de miere. De asemenea, vom avea nevoie de apă, jumătate de cană, cât și de ulei de palmier sau un avocado, în cazul în care nu aveți în casă ulei de palmier. Am să vă arăt imediat și despre ce ulei de palmier vorbesc, dar înainte de asta să vă arăt ce înseamnă o cană. Este undeva la această cantitate, nu prea mare, nu prea mică. Am să vă prezint uleiul despre care vă vorbeam, este acesta, Olina. Îl puteți găsi în orice supermarket. Într-adevăr, conține grăsimi saturate, dar rețineți că nu folosim toată ziua, bună ziua, cum s-ar spune. La această rețetă folosim decât 2 linguri, deci nu e o cantitate foarte mare. Ceea ce fac eu cu această cutie, există și în cantități mai mari, tai cutia în jumătate și transfer tot conținutul în borcane de sticlă. În felul acesta se păstrează mai bine pe parcursul a 6 luni sau a perioadei de un an. Nu se va întâmpla nimic cu el, nu se va rângezi atâta timp cât îl păstrați la rece. Acum să trecem la realizarea rețetei. Le vom adăuga pe toate pe rând în blender. Voi începe cu cajul. Așa. Cacaua sau carobul. Dacă vi se par prea mult 3-4 linguri, micșorați cantitatea. Cred că am să las și o puțin mai puțin. Așa, picăturile de peppermint sau mentă. Puțină sare, cana de apă, de fapt avem jumătate de cană de apă, miere, puteți să puneți mai puțin de atât sau puțin mai mult dacă este necesar, în funcție de gustul fiecăruia. Am să las atât, cât și uleiul de palmier sau puteți folosi și ulei sau unt de cocos dacă aveți, în funcție de ce doriți. Așa. Asigurăm că este blocat și puțin spumant acum. Așa. Compoziția va fi lichidă, dar nu vă speriați. Așa e normal să fie. Dacă vi se pare totuși exagerat de lichidă, puteți să mai adăugați caju sau nuci, cum preferați dumneavoastră, cum o vom introduce la congelator și această compoziție se va întări. Transferăm compoziția într-un inel culinar, care este acesta. Prefer inelul culinar deoarece este mult mai ușor de a scoate forma după aceea. Uitați. Și rămâne tortul. Haideți să vedem. Așa.
Ia uitați ce compoziție frumoasă avem. Forma poate să fie și mai mică, nu neapărat așa de lată. Vom încerca să o împrăștim egal. Vom introduce tortulețul cam pentru o oră la congelator sau poate puțin mai mult. Nu trebuie să înghețe extrem de puternic, dar totuși trebuie să fie înghețat, să stea, să fie solid. După aproximativ o oră am scos tortul din congelator și este gata de ornat. Vom scoate cu atenție inelul. Și vom încerca să-l ornăm. Am folosit 4 feliuțe de kiwi. Și 2 căpșunele. Sau așa. Și acestea sunt coacăze roșii, dar dacă aveți la îndemână sau puteți să ornați cu orice alt fruct doriți. Vom folosi acum pentru margini ceva nucă de cocos. Așa. Și tortul nostru este gata. Acest tort a ieșit subțirel, însă puteți folosi un inel culinar mai îngust. Ori puteți dubla cantitatea ingredientelor și atunci va ieși puțin mai înalt. Vă doresc poftă bună!